el fiind produs al unui nepot încrucișat cu o fică a lui Caine Didi. Mama este o fică a lui Patrick, locul 1 din 240 de Porumbei, Național Bergerac, locul 130, iarăși Național Bergerac, locul 6, Național Barcelona, din 12.998 de Porumbei, locul 1, Barcelona Master, în 2005, împerecheat cu o nepoată a lui Clan Nedidi. Acest porumbel va pleca de la 150 de euro. Cine oferă 150 de euro pentru acest porumbel? Domnul acolo. Cine oferă 170 pentru acest porumbel? Avem în spate. Cine oferă 190 pentru acest porumbel? Avem la domnul. Cine oferă 210 pentru acest porumbel? Acesta este un porumbel foarte frumos, reprodus din porumbei de top. Avem 210 în spate la domnul. Cine oferă 230 pentru acest porumbel? Nimeni nu oferă 230? Se pare că domnul din spate l-a câștigat cu 210. Vă rog frumos să spuneți numele. Domnul Cricaru a câștigat acest porumbel cu 210 euro. 210. Domnul de România. Da, Silver Toyer. Acum vom trece la licitația celebrului crescător Silver Toyer. 879. Acest porumbel al lui Silver Toyer, 3.112.879 de 2012, este o femelă albastră. Tata este Poema, fiul din Hannibal, locul 54 Național Limoges, din 12.266 de porumbei, locul 150 Național Soliac, din 6.475 de porumbei. Acesta este consanguin pe celebrul porumbel Invincibile Montauban, al lui Sebastian Casaret. Mama este o nepoată din celebrul porumbel Zatope, locul 2 Ascagibi, loc distanță. Acest porumbel va pleca de la 150 de euro. Cine oferă 150 de euro pentru acest porumbel? Este un porumbel Silver Toyer. Nimeni nu oferă 150 de euro pentru acest porumbel. Ok, vom trece la următorul. Al doilea porumbel, aparținând crescătorului Silver Toyer, este 3.112.748 de 2012. Tata este nepot consanguin pe același porumbel celebru Zatopek, 2 As Pigeon Extra Long Distance, KBBB, din 2007. Mama este o soră bună cu la Toya, fiică din celebrul porumbel al Silver Toyer, Red Opium, 1 Național Argenton, cu un coeficient belgean de 27,31 de puncte, împerecheat cu altă femeie la fel de faimoasă, David Diamond, 5 Național Soderman, în 13.737 de porumbei. Acest porumbel va pleca de la 150 de euro.